venit. Suntem în șantier. Închidem o problemă istorică a municipiului Botoșani. Cele trei spații de stocare temporară a deșeurilor care au fost edificate încă din anul 2012, astăzi se închid cu ajutorul firmei Inoveco, care a câștigat licitația și care are termen până în luna aprilie să închidă in situ depozitele de la Botoșani. Am militat foarte mult pentru închiderea in situ acestor depozite și să nu relocăm deșeurile de aici, pentru că reprezentau un pericol pentru sănătatea populației. Pentru acest lucru am depus un proiect și avem o finanțare cu fonduri norvegiene prin Ministerul Mediului în cuantum de 2,5 milioane de euro pentru a închide ultimele depozite de la Botoșani, așa cum puteți vedea și depozitul pe care l-am închis înainte și pentru care avem o perioadă de monitorizare de 30 de luni. 30 de ani, mă scuzați. Fondurile, așa cum am zis, 2,5 milioane de euro, 13,3 milioane de lei, perioada până în aprilie și îmi doresc foarte mult să avem parte de un constructor determinat pentru a construi șanțuri perimetrale, pentru a decoperta partea superioară a celor trei depozite de stocare temporară, pentru a construi bazin vidanjabil pentru levigatul pe care îl avem aici, pentru captarea gazelor și dacă mai sunt detalii tehnice, vă rog să ne spuneți dumneavoastră ce mai aveți în contract și... A primit primăria, pentru că nu le-a închis la timp, vreodată vreo amendă? Nu am primit niciodată amendă, dar aveam o obligație de mediu care spunea așa: relocarea deșeurilor într-un depozit conform. De aceea vă spun că avem aceste deșeuri la Botoșani, pentru că în anul 2012 nu s-a finalizat depozitul conform de la Stăucin și a trebuit să găsim o soluție. A fost un scandal teribil atunci, am avut deșeuri aduse inclusiv din Suceava la Botoșani, am căutat soluții, am dus deșeuri din Botoșani la Darabani pentru că aveam această obligație de mediu să ne conformăm. Am găsit această soluție temporară cu trei spații de stocare a deșeurilor, iar o parte din aceste deșeuri au fost folosite atunci când am închis celălalt depozit. Urmează să dați o utilitate spațiului de aici, terenului care rămâne după îngroparea în situ a deșeurilor? Cel mai probabil vor fi spații verzi, cum puteți vedea și pe celălalt depozit. Ținând cont că suntem în imediata vecinătate a padocului de animale, putem să facem o zonă de promenadă pentru cei care doresc să facă voluntariat, să plimbe câine din padoc sau alte destinații. Nu putem construi pe aceste depozite pentru că avem și o obligație de mediu să monitorizăm ceea ce se întâmplă cu ele. Toate create, toate niște pante, după care o să venim cu sistemul de impermeabilizare care constă în sistemul de drenaj al gazelor, sistemul de bentomat și după care sistemul de drenaj pentru apele de suprafață. După care venim cu pământ și însămânțăm cu iarbă verde, cum trebuie să fie aici alăturat. Și vă încadrați în termen, că înțeleg că e destul de scurt, adică până undeva în aprilie mai trebuie să finalizați. Da, da. Suntem pregătiți cu utilaje, suntem pregătiți tot, știm ce facem și nu este prima dată când facem acest lucru. L-am mai făcut încă alte închideri în țară la ora actuală și cam atât pot să vă spun despre detaliile tehnice. Cam câte utilaje pe zi vor lucra aici? În jur de 7-8 utilaje, excavatoare, buldozer, cilindru compactor, buldozer și autobasculante. Vă numiți? Programul e un parteneriat cu Andrei Dimulescu. Dimulescu și sunteți coordonator, șef de șantier. Okay. Programul este într-un parteneriat cu Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului și fondurile sunt norvegiene, așa cum am spus.